Sâmbătă a fost o zi plină pentru copiii Rota Kids din România. A fost conferința districtuală, eveniment organizat de cluburile Rota Kids și Rotary din Pitești. Întâlnirea a început de dimineață cu o festivitate oficială la Muzeul Județean Argeș, în care au fost prezentate cluburile participante, dar și proiectele acestora. Au fost prezenți micuți rotarieni din Alba Iulia, București, Cismigiu, Deva, Sebeș, Slatina și Târgu Mureș. Au venit aici în număr foarte mare, s-au organizat cu prezentări, cu cadouri, suntem foarte încântați de lucrul acesta. Îi așteptăm pe toți pentru că aici se întâmplă lucruri foarte frumoase pentru comunitatea din care ei fac parte și înseamnă implicare în comunitate și în binele comunității. La eveniment alături de copii s-au aflat și câțiva mentori importanți, coordonatorii programelor Raela și IEP, prin care tineri din întreaga lume participă la schimburi de experiență în țările care fac parte din Rotary International. Aripa noastră de tineret, cea mai mică, adică Rota Kids, e pentru mine personal, e prima oară când văd așa mulți copii la oaltă și mă bucură foarte tare. Ăsta e un lucru bun pentru ei că s-au văzut și sperăm să mai facă și alte activități de acum încolo, că asta înseamnă familia Rotary, în care e și Rota Kids, că fac conexiuni și pe viitor fac mai multă treabă. Am venit și să vă prezentăm ambasadori venit de afară pe programele Rotary. Deci, Rotary derulează pe parcursul ăsta de 20 de ani, programe pe termen scurt, înseamnă tabere, programe pe termen mediu, family to family, programe pe termen lung. Copiii s-au simțit excelent la conferința de la Pitești și au povestit cu bucurie despre toate proiectele de suflet la care au participat. Fac parte din acest lucru pentru că îmi place să fac activități de voluntariat, îmi place să fac copiii fericiți, să ajut comunitatea și chestiile acestea mă bucură și pe mine. Mă cunoscut și ceilalți membri din Rota Kids, ne-am împrietenit cu toții, suntem ca o mare familie de rotarieni. Cum ai descrie acest club? Eu l-aș descrie ca un club care îi pune pe ceilalți înaintea persoanei sale și un club care face numai bine. Mereu te ajută când ai nevoie, încearcă să ajute lumea cum poate și... Și este un club frumos. E o experiență foarte faină, e o experiență pe care nu o mai întâlnim în alte locuri. Sunt ca și cum suntem toți o familie și mai ales și alte cluburi. E foarte frumos să colaborăm și să facem proiecte împreună și să cunoști oameni noi. Îmi place să ajut, pe lângă faptul că am făcea mulți prieteni, și din Rotarea și din experiențe pe care le-am. Dar și îmi place să aduc un zâmbet pe fețele oamenilor nevoiași. Participanții la conferința districtuală Rota Kids au primit un mesaj virtual de încurajare și felicitare din partea guvernatorului districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova, Ovidiu Bunget. Dragii mei, mă bucur foarte mult că ați reușit să fiți împreună astăzi la Pitești la conferința districtuală Rota Kids. Îmi pare tare rău că nu am putut fi alături de voi și de Claudia, dar acum sunt în alt colț al țării unde mă întâlnesc cu rotarieni care fac același lucru ca și voi. Singura diferență e că sunt adulți. Sunt însă voluntari ca și voi, care cred că prin ceea ce fac pot schimba în bine comunitățile în care lucrează și locuiesc. Este foarte important să înțelegeți rolul major pe care îl aveți în Rota Kids. Învățați să-i sprijiniți pe alții, să serviți mai presus de sine și să creați speranță în lume. Ceea ce este minunat. Câștigați în schimb noi prieteni și vedeți lumea cu alți ochi. Când veți fi mai mari, veți înțelege mult mai bine toate acestea și veți realiza cât de importantă e misiunea voastră în Rotary. Mult succes tuturor!